sport dintotdeauna, de când eram copil și nu m-am lăsat niciodată. Deci nu știu cum e să nu faci sport. De ce Pilates acum? Pilates fac de mulți ani, de vreo 6 ani și încă nu m-am plictisit, ceea ce e extraordinar, poate și pentru că la fiecare 2 ani apare câte un aparat din ăsta nou, nu vezi că zici că suntem în 50 Shades of Grey. Ne așezăm cu palmele depărtate pe bară, picioarele lipite, fesierul strâns și vom lucra acum deltoizi, umerii, trapezul și mare dorsal. Împingem, întindem complet brațele, expirăm și revenim. Îmi place pentru că aproape toate mișcările pe care le faci sunt, după cum ai văzut, pe o platformă, deci stai cumva întins și nu mi se pare că îmi solicit prea mult coloana, ceea ce e important. Adică ai, nu știu dacă e o senzație, probabil că este o senzație pentru că mușchii până la urmă muncesc la fel de mult, dar senzația e că poți face mișcările mult mai ușor atunci când stai întinsă pe spate decât atunci când ești în picioare. Facem o săritură simplă cu picioarele întinse la 45 de grade. Cu săritură. E cu action. Spatele nu trebuie să se ridice de la saltea, abdomenul strâns. Lucrăm foarte bine abdomenul dacă picioarele sunt perfect întinse la 45. Acestea sunt exerciții cardio. Consumăm mai multe calorii făcându-le. Multă lume are impresia că pilatesul este așa, un sport foarte ușor. Și eu credeam că pilatesul e ceva foarte ușor înainte să mă apuc. Dar pentru că aveam o imagine greșită despre Pilates, adică pur și simplu imaginam că e ceva așa să te relaxezi și nu să lucrezi vreun mușchi. Nu este așa, pentru că avem, după cum ai văzut și tu, avem toate arcurile astea care e foarte greu să tragi de ele și mai ales că te și trag înapoi dacă nu tragi bine de ele. Nu e ușor, dar e plăcut. Palmele în exterior, flexăm din antebrațe. Acest exercițiu antrenează bicepsul. Cu asta nu trebuie să exagerăm, că nu mai intră sacul. Alexia vine cu tine la sport, își cere sfaturi de întreținere. Alexia face și ea sport, nu vine cu mine la sport. A făcut pilates și ea, a făcut kickbox. Acum merge, de exemplu, la sală și la not foarte des. La not merg și eu, noi mergem aproape în fiecare seară să notăm, dar nu face neapărat cu mine. Are, mă rog, gașca ei cu care merge la sport, dar da, și ea este o persoană sportivă, a făcut dans sportiv de performanță, a făcut în not la fel foarte mulți ani și atunci cred că fiind crescută în spiritul ăsta, probabil că și ea, ca și mine, va face sport până la adânci bătrâneți. Am văzut, de exemplu, foarte mulți părinți care, din păcate, fac rost de scutiri pentru ca cei mici să nu meargă la orele de sport. Asta mi se pare cea mai mare greșeală posibilă. Tu trebuie să-ți încurajezi copilul să facă sport. Ce e aia? Eu mi-aduc aminte că mama, de exemplu, și, nu știu, aveam fetițe, știi, care, în formă de, eram și noi domnișoare și ziceau, a, nu pot să fac sport ziua asta, nu știu ce. Și mama tot timpul spunea, adică ce? E ceva absolut normal, orice s-ar întâmpla, te duci și faci sport, ce ai? Adică, părinții contează foarte mult în educația copiilor, în cum să zic, în orientarea copiilor către a face sau a nu face sport.